În viață în această seară. Înalt preasfinția sa s-a stins din cauza mai multor afecțiuni, cele mai grave fiind la inimă și la plămâni. Bartolomeu Anania era internat la o clinică din Cluj-Napoca, după ce timp de 10 zile fusese la un spital din Viena. Medicii străini nu au putut să-l ajute cu nimic, așa că Bartolomeu Anania a decis să se întoarcă în țară ca să-și petreacă ultimele clipe ale vieții în mijlocul rudelor și prietenilor. Trupul neînsuflețit al înalt preasfinției sale a fost deja depus la Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca. Dumnezeu să-l odihnească. Situația din Egipt.